Am ajuns la acel moment în premieră pe care o să-l inaugurăm în acest sezon. Practic respectăm o tradiție românească, fata să fie cerută de către băiat de la părinți. Că așa se face, sunt o mulțime de familii în care încă se mai face această tradiție și uite, Paul este cel care o să spargă gheața. La tatăl Roxanei o să duc acest microfon. Sunteți tată de 4 fete, v-au cerut, au venit ginerii să le ceară așa cum se face? Da. Da? Da. Paul, te rog. Domnule Ion, pardon, tăticule, vreau să spun că mi-aș dori să fiu cu fiica dumneavoastră pentru toată viața. După cum vedeți și dumneavoastră, ne iubim foarte mult și am vrea să facem pasul cel mare, dar nu am putea dacă nu avem și acordul dumneavoastră. Așa că îmi dați mâna fiicei dumneavoastră? Da, cu toată inima. Mulțumesc. Aplauze, da, cu toată inima. Da, acum spuneți și cum să fie cu Roxana, așa, câteva sfaturi, un sfat, două, nu știu, niște condiții, dacă aveți, domnule, ți-o dau cu toată inima, dar să... Să se iubească. Bun. Și să înțeleagă foarte bine cu întreaga familie și să dea Dumnezeu să aibă copii și eu să am nepoți de pe urma lor. Vă doriți să fie masa și mai mare, da, la următorul mare, Crăciun, nu? Și mai mare, dacă se poate, doi. Doi? Exact, să fac 18 persoane la 18. Masă. 18? Doamnă, păi vă dați seama să gătiți pentru 18 persoane? Vă descurcați? Ajută și socrii, nu? Bine, Paul, ai primit binecuvântarea, ești cu inima, da, împăcată că totul a decurs cum trebuie, că ești acceptat de socrii și așteptăm să vedem și ce o să spuneți la întrebarea domnului primar, da? Da. Mulțumim frumos, mă îndrept spre următoarea masă, aici unde sunt Raluca și Alex și familiile lor, părinților. Alex... Da, e un moment emoționant pentru mine. Foarte emoționant. Ia să vedem. Domnul Preda, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ați crescut o minunăție de femeie, cât dumneavoastră, cât și soției dumneavoastră. Să știți că în viziunea mea este femeia perfectă din toate punctele de vedere. Am ajuns să o iubesc foarte mult, am ajuns să o respect și să mă simt mândru de fiecare lucru pe care îl face. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Credeți că sunt eu bărbatul potrivit pentru fiica dumneavoastră? Îmi dați mâna fiicei dumneavoastră? De acord, cu siguranță. Mulțumesc mult. Și acum intervin eu. Dar să... ce să facă? Cum să fie? În primul rând să iubească, să fie sinceri și să facă copii. Și dumneavoastră vezi nepoți, am înțeles. Ha, trebuie să facem odată o reuniune a cuplurilor Mireasa, că deja trei copilași sunt pe drum, v-am spus de ieri. Da, și nu știu, poate ar trebui... Îmi dați un pic microfonul. Doamnă, mai aveți vreo condiție pentru el? Da, așa, sincer. Cred că o să facem așa, luăm binecuvântarea de la tata și mamele să pună condițiile, că femeile știu care-i treaba în casă. Și din partea mea sunt de acord cu toată inima să fie cu fata mea pentru tot restul vieții, să se iubească, să înțeleagă, să comunice între ei și să ne dăruiască nepoți. Mulțumesc. Așteptăm din toată inima nepoței. Doamne ajută să fie așa, mulțumesc foarte mult. V-am spus eu că mamelor, dacă le dai microfonul, lista e mai lungă la doamne. Gabriela, Valentin și părinții Gabrielei aici, părinții lui Valentin. Hai acum. Frică să mă dăm peste asta de emoții. Hai să vedem ce zice tatăl Gabrielei. Domnul Viorel, vreau să vă promit în primul rând că voi avea foarte mare grijă de Gabriela. O iubesc foarte mult, așa cum nu am mai făcut-o. Și îmi doresc să avem o familie foarte frumoasă împreună, așa cum sunt sigur că și dumneavoastră aveți, fiindcă altfel nu ar fi crescut așa. De asta vreau să vă întreb dacă ne oferiți binecuvântarea dumneavoastră. Da, suntem de acord. Și condițiile la mama, vă rog, dați-i microfonul doamnei. Reaccept dinainte, nu trebuie să mai aud. Doamnă, cum să fie, da, ce să facă? Să se înțeleagă, să respecte unul pe altul, să aibă încredere în unul în celălalt și noi suntem de acord cu alături de ei. E convenabil, accept, și nepoței, da. Și
dorința noastră ar fi, după cununia civilă, să urmeze și cea religioasă, cât de repede se poate, bineînțeles. Ca să fie, să-și depună jurământul și în fața lui Dumnezeu. Așa ne-am dorit. Acum... Am discutat deja. Da. Că... Și? Cât se poate de repede. A, cam când? Primăvară, vară, cam cum? Nu prea mai decizi, o soția mea știe. Bineînțeles, când găsesc sală, să vorbească de ei, trebuie să hotărească. Ei, ei, că dacă îți faceți nuntă mare, trebuie să chemați rudele. E un pic mai complicat cu nunta. Mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Ce facem aici? Ce facem aici? Miruna Cosmin, Miruna Cosmin... Vii spre mine? Din păcate, părinții Mirunei nu sunt aici și mi-aș dori să întreb pe Ruxi, pe prietena Mirunei. Eu aș vrea așa, știu că prietenele sunt foarte importante, dar cumva... Știi cum e părinții, tot ca da, părinți, da. Nu știu. Părinții tăi n-au fost astăzi aici. Sunt convinsă că ți-ai fi dorit ca mama și tata să-ți fie alături, chiar dacă tu erai pregătită, te-au anunțat din timp când n-or să vină. Da, cred că puțin ești tristă din cauza asta, nu? Sunt foarte tristă, doar că încerc să nu mai gândesc lucrul acesta și să mă axez strict pe ceea ce trăiesc acum. Bun, știi cum facem? Uită-te la colegul meu la cameră și eu sunt convinsă că mama și tatăl Mirunei se uită la noi. O să le dăm mesajul așa și o să-ți răspundă ei când o să vă vedeți în seara asta mai târziu. Să rămână doamna Laura, bună ziua, domnul Robert. Miruna este, simt că este femeia perfectă și potrivită pentru mine. Cu siguranță mă va face fericit pentru toată viața și vă promit din tot sufletul meu că o să am grijă de ea mereu, poate mai multă grijă decât ați avut dumneavoastră până acum. De acum o să fie mâinile mele și nu va trebui să aveți nicio grijă în această privință. Și voiam să știu dacă am binecuvântarea de la dumneavoastră de a o lua pe Miruna de soție. Răspunsul o să lafe în seara asta. Cu siguranță. Dar cumva mama Mirunei a intrat ieri prin telefon și... Da, da. Fără să o întrebăm, a spus că vă așteaptă pe amândoi acasă, ok? Și că sunteți amândoi copiii ei. Mulțumesc foarte mult, Michael Caperoche, dar trec cu vederea. Așa se mai întâmplă la anunț lucrurile astea. Viorel, Viorel, unde-i microfonul? E la... La frate, hai să îl dăm fratelui, că așa se face. De la bărbat la bărbat. Da, o să rog și pe sora lui Denis să spună niște lucruri. Te rog, Viorel. Aș vrea să încep prin... Am cerut scuze dacă pe tot parcursul emisiunii v-am deranjat pe tine, pe familie sau pe oricine din familia Denis, familia voastră. Nu a fost nimic cu intenție. Noi am încercat să fim mereu tot ceea ce... suntem și să fim buni și să ne iubim, să încercăm să construim o relație foarte serioasă și foarte solidă. Am avut parte de toate momentele pe parcursul acestei experiențe. Vreau să știi că o iubesc foarte mult pe Denis și toată familia să știe și aș dori să am binecuvântarea familiei pentru pasul următor. Da, e normal, am vorbit și cu părinții mei, m-a sfătuit și suntem de acord. Eu sper să vă iubiți și să fiți fericiți împreună. Și acum o să te rog să-mi dai mie puțin microfonul, ca să-l dau eu surorii. Doamnele, să spună condițiile, că așa se face. Da, eu îmi doresc ca ei să fie fericiți, să vă respectați, să vă iubiți și încercați ca niciodată să dormiți supărați și să renunțați la orgolii. Că nu câștigați nimic. Știm. Noi ne bucurăm pentru voi. Copiii pot să mai aștepte puțin. Nu ne credem. Trăiți-vă viața încă. Aveți timp. Asta e un lucru foarte important, să renunțați la orgolii, să știți să faceți compromisuri atunci când este cazul și niciodată să nu vă culcați supărați unul pe celălalt. Lămuriți ce aveți de lămurit și o porniți de la zero. Of, hai să vă zic ceva. În câteva...